de-a face cu un talent absolut extraordinar. Ați mai văzut-o la noi în emisiune, dar între timp, ea, Andra Mihalcea, cunoscută și Prinții, una dintre cele mai curajoase și talentate tinere balerine care există în România, s-a întors din America cu un trofeu. Prin urmare, vreau să o văd pe Prinții să vină alături de noi în aplauzele dumneavoastră. Un copil absolut talentat. Vino, Prinții, vino, 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 vino. Momentul emoționant se va produce în momentul în care Prinții va intra în rolul ei de dansat. Ce se întâmplă, Prinții, aici? Ia să vedem unde ai fost, cum s-a numit, World Championships of Performing Arts, da? Felicitări! Mulțumesc! Ai fost la un concurs în America, nu? Da. Bravo! Și câte medalii ai câștigat? Am câștigat 4 medalii, dar am ajuns și în finală. Asta este medalie de aur, nu? Da. Bravo, deci ai câștigat, ai ajuns și în finală. Mamă, 4 medalii. Deci Champion of the World Division Winner la World Championships of Performing Arts. Felicitări, Prinții! Câți competitori au fost acolo? Au fost mulți, din toate țările. Din toate țările lumii? Da. Să știți că noi am pariat la un moment dat pe Prinții și am spus că va fi o viitoare stea a baletului în România. Prin urmare, o felicit. Avem și câteva fotografii. Vreau să o văd pe Prinții acolo, să-mi spui cum a fost în America, mă, Prinții. Să-mi spui tu exact cum ți s-a părut, că tu ești o fată foarte curajoasă. Ia să vedem. O vedem pe Prinții aici în momentul în care a câștigat. Alte fotografii, iată. În ce oraș s-a întâmplat asta? În Los Angeles, California. Așadar, Prinții vine din Los Angeles, să nu ne încurcăm. Avem de-a face cu o campioană, o avem aici alături de celelalte participante la concurs. Bravo, bravo! Ai câștigat medalia de aur, nu? Da. Foarte tare, mai avem câteva fotografii. Aici cine este? Raisa. Pe care o să o vedem imediat, o altă fată foarte talentată care a câștigat și ea un trofeu și pe care ne va prezenta Prinții imediat. Le vedem pe amândouă. Raisa este o voce foarte, foarte spectaculoasă, este deja pregătită în culise și ea a fost acolo la Los Angeles. O să vorbim, după cum vedeți, mare bucurie. Unii sunt dezamăgiți, alții sunt câștigători. Prinții, știi că noi suntem prieteni și noi te susținem și pentru noi ești absolut minunată. Felicitări și Danielei și lui Liviu, adică părinților care o susțin. Și ia, uite aici, cine e aici? Un profesor care am lucrat cu el. American? Da, la bootcamp. La bootcamp? Da. Să lăsăm dansul să vă cuprindă casele, pentru că Prinții este extraordinar de talentată. Ce dansăm astăzi? Ce piesă ai? Sau ce moment faci? Un lyrical. Lyrical. Eu îl trăiesc ca visul meu. Eu îl iubesc, într-un fel. E un dans care l-am făcut de destul timp, dar îl iubesc. Și când copiii iubesc un lucru, el chiar se întâmplă. Prinții! Doamnelor și domnilor, Prinții! Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Asta e visul tău, da? Traduce, aoleu, unde e micro? Alexandra! Alexandra! Ce bine că ai nevoie de mine, că voiam să o felicit pentru cât de expresivă e. Mi-a plăcut foarte mult. Tradu-mi și mie visul tău. Visul meu este să fiu o câștigătoare faimoasă. Așa. Care va avea pur și simplu o viață extraordinară și care o să fac ce vreau eu și o să dansez pe unde vreau eu. Și toată lumea să fie Wow, ce frumos! Ce drăguță ești, Prinții! Doamnelor și domnilor, un copil absolut minunat. O salutăm pe Daniela, care este aici. Nu plânge acum, că e copilul tău, este numărul 1, a câștigat un concurs în America. O vedem și pe Raisa imediat. Pe de altă parte, dacă suntem copii și dacă întotdeauna copilul din noi revine, copilul din noi acum puțin oftează. O să rămânem și cu Alexandra și cu Prinții după pauză și o să fie și Raisa prietena ei, pentru că luni începe școala. Cum? De-abia aștept. Nu pot. Uite, tu plângi. Eu de-abia aștept școala. Doamnelor și domnilor, Tudor vrea să știe cum s-au pregătit copiii în vacanță. Tudor, ai legătura.